Hoții găsesc metode tot mai ingenioase de a păgubi oamenii. Uneori este extrem de dificil să-ți dai seama că se întâmplă ceva, iar numărul victimelor este în continuă creștere. Este și cazul unei femei din capitală care a fost cât pe ce să rămână fără banii de pe card. Ea a încercat doar să vândă un telefon mai vechi. Totul a început după ce femeia a postat un anunț cu vânzarea unui telefon mobil pe un site de profil. Era prima dată când încerca să vândă ceva online și nu știa prea multe despre acest proces. Am primit un mesaj prin care am fost întrebată dacă anunțul mai este de actualitate. Am spus că da, anunțul este de actualitate, tocmai l-am postat, iar persoana respectivă, persoana care m-a contactat, mi-a spus că va face plata printr-o anumită firmă de curierat și eu urmează să primesc banii în contul meu, după care să trimit produsul. Individul care se ascundea în spatele unui număr de telefon i-a trimis un link și i-a spus că după ce îl va accesa, va primi banii în cont. Pagina de internet îi cerea să completeze informații esențiale de pe cardul bancar, inclusiv codul de securitate. În prima fază nu mi s-a părut nimic dubios, că am zis, mă, așa o fi tehnica, așa trebuie făcut, dar în momentul în care mi s-a cerut inclusiv soldul cardului, am zis că ceva nu este în regulă și l-am sunat pe domnul, doamna, pe respectivul și mi-a respins apelul. Mi-a spus că nu poate vorbi pentru că este la serviciu. Femeia doar ce încasase salariul și s-a gândit că ar putea rămâne fără el în câteva secunde, așa că tot insista să ia legătura cu persoana respectivă, fără succes însă. Într-un final a anunțat banca și poliția. Practica este veche, însă de-a lungul timpului hackerii s-au specializat. La început, desigur, textul era unul imprecis în limba română, pentru că atacatorii se foloseau de instrumente de traducere automat. Fie într-adevăr în spatele acelor mesaje se află niște români. Atenție, ne scriu pe alte aplicații, nu ne scriu în chat-ul acestei platforme de tip marketplace. Deci se uită dacă numărul nostru de telefon corespunde unui cont, de exemplu, pe WhatsApp. În ultimele zile și pe rețelele sociale au apărut noi atacuri prin care infractorii pot fura conturile utilizatorilor. Este un atac de tip phishing pe care l-am detectat în ultimul timp. Mai mulți utilizatori s-au plâns de acest lucru, s-au plâns de faptul că au primit astfel de mesaje nesolicitate de schimbarea parolei, de resetarea parolei. Experții în securitate cibernetică atenționează că urmează perioada reducerilor de toamnă, inclusiv în online, așa că este bine să verificați cu atenție toate informațiile înainte de a face plăți pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici.